Având în vedere că astăzi s-a sărbătorit Ziua Mondială a Cărții, acest eveniment a prilejuit și lansarea volumului Cele două Românii, scrisă de Adrian Năstase. În prezentarea cărții sale, fostul premier al României a ales să povestească în peste 850 de pagini ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, cu realizări și greșeli. Am scris această carte pentru că avem o tentație firească, naturală, de a uita. Avem o tentație naturală, firească, de a repeta greșelile. Poate că, având în bibliotecă un ghid, o carte, pe care, răsfăind-o uneori, să încercăm, să putem să evităm anumite greșeli, poate că lucrurile astea ar fi util. Poate că, nu întâmplător, am lansat această carte înainte de alegerile de la sfârșitul anului trecut. Cred însă că ea nu a avut foarte mult succes atunci. Poate că ar fi fost util ca ea să fie citită cu mai multă atenție de unii dintre colegi. Pentru că sunt unele lucruri care s-au repetat supărător. Sunt unele greșeli care, după părerea mea, au dus la un anumit rezultat. Sigur, nu ne putem întoarce în trecut, nu putem să rescriem istoria. Prima prezentare a cărții a fost în cadrul clubului de la Jilava, însă volumul Cele două Românii nu este un jurnal și nu conține nici impresii din perioada respectivă.